festivalul ăsta este un bun prilej, în primul rând, de a ne întâlni, nu toți, că n-avem cum, dar de a socializa, de a schimba idei, de a vedea niște producții care, pe care nu le-am văzut, și aseară am văzut niște filme excepționale. Un fost, doi absolvenți de-ai noștri de la un ATC, de prin anii 90, alaltei, Iura Luncașu, păi nu, Iura Luncașu, știu foarte bine pe Iura, dar și am văzut filmul ăia, am văzut a treia oară, Ghinionistul. Și am râs mai tare decât prima oară. Că știam cumva țesătura, știam ce urmează. Excepțional, Iura. Am descoperit aseară, nu, alaltă, când am văzut filmul, că are o tentă rusească. De comic, de regizoral vorbind, are o tentă rusească. El are reminiscențe că doar e din Moldova, știe limba rusă, în sfârșit. Dar e foarte bun, Iura, și talentat și un câștig pentru cinematografie. Ar trebui sprijinit mai mult, zic eu. Că să-ți bate săracul să facă film, e ca și când cineva vrea să-ți facă un cadou și să luptă ca să-l primești. E cam trist că trăim epoca asta în care vine cineva declarat, demonstrat talentat și foarte bun, nu numai prin filmul ăsta, ce a făcut la televiziune, la acasă, la Iura, este un talent real. Și să chinuie ca să fie acceptat să facă lucruri minunate. Asta este trist. Și Igor Gobilianski vine din același spațiu. Și Igor, dar măcar Iura s-a depășit pe sine, pentru că Iura e actor la origine. E actor, a făcut facultatea la Iași. Igor a făcut la București, regie de film, deci... Așa, sunt oameni talentați, oameni, nu știu de ce, din Moldova, de peste Prut. Am avut și am studenți la actorie. Sunt mai talentați ca ai noștri. Nu știu, o pepinieră de talente acolo. Devii și gelos, cumva. Până la un punct, că gelozia nu are rost în ce privește aprecierile. Aici suntem generoși că suntem artiști. Sunt aici a doua oară. Prima dată m-a surprins, nu știam de festival, acum e a 10-a ediție. Sunt prieten cu Laura și ea a găsit de cuvință să mă invite să particip. Și de seară mi-a propus să fac un... Prefer atelier, nu workshop sau asta. E un atelier, să vedem ce public va veni. Și mi-am ales ca temă omul și teatru. Adică omul în raport cu teatru. Nu pot să încep acum ce voi face de seară, dar ideea este să implementăm, eu aș zice să strecurăm ideea cât mai adânc în masă, nu oameni, că omul nu poate fără teatru. Nu poate. Am și o dovadă. Teatru funcționează după legile visului. Știți că în vis logica e total diferită de viața reală. În vis, acum ești aici, așa, și după aia se făcea că erai într-o cabană, nu știu cum, am trecut așa. Și nu are logică. Și continuam discuția noastră, dar eram într-o cabană. Și după aia, nu mai știu unde. Adică visul, onirismul ăsta, permite și creează, are o logică diferită. E visul, îi este dat omului de când există el. Cu alte cuvinte, omul, e demonstrat, nu poate fără vis. Dacă îi se oprește capacitatea de a visa, nu știu cum, prin tehnică, prin scol, când simți că pupilele încep să îl trezești, omul în 7-8 zile nebunește. Pentru că visul însemnează resetarea programului de peste zi, întâmplărilor, defragmentare. Visul pune la loc elementele aruncate aiurea înăuntru. Ei, la un moment dat a apărut teatru, care este o visare colectivă. Și nu zic numai teatru, zic și filmul. Că sunt cele două forme de manifestare artistică foarte asemănătoare. Din moment ce sunt făcute tot cu actori, e tot un regizor, doar tehnica diferă. Și tehnica filmului ajută
să reduci, ca tu, actor, să reduci din expresia necesară faptului că sunt oameni la balcon și trebuie să vadă și ei. Și vorbirea trebuie puternică, mai amplă, mai amplificată, pentru că omul ăla trebuie să perceapă. În cazul ăsta vine aparatul la tine cu transfocator și tu doar trebuie să menții minimum de mijloace. Cu alte cuvinte, nu poți acționa fără să gândești. După ce gândești un lucru și acționezi. În cadrul filmului e de ajuns chiar să gândești. Și se simte imediat. Nu mai trebuie să arăți ca în teatru. De asta e diferența. Mai puțin demonstrativ. Și sunt actori care nu prea pot să facă diferența asta. Sunt teatrali în film. Iar mari actori sunt aceia care sunt la fel de... Noi avem un exemplu imbatabil. Gheorghe Dinică. Dinică era la fel și în teatru și în film. Vorbește-mi de săraca fetiță cu chibrituri pe care vrei să o ajuți. Ce îi lipsește ei? O blăniță, un apartamentel. Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce dracu! Era genial în toate. Mai sunt, nu numai ei. Dar alții au ori mai mult spre film, cum era Ilarion, nu, nici nu a jucat teatru, și mai mult spre teatru. Nu mai dau nume. Dar n-au nicio vină, marea, uriași actori. Uite, zic, George Constantin. Vlad. Ordonați. O bere serviți? Nu. Am pus special câteva sticle la gheață. Nu, dragă, mulțumesc. Poți să dau drum la muzică? Băiete. Ordonați. În cât timp instalezi dracovenia asta? Hai că trebuie să ne grăbim. Cel mult o sfert de oră sunt gata. Ai nevoie de ajutor? Nu, mai mult doar încurca. Bun. Foarte bun în film. Dar cine nu l-a văzut în teatru nu știe nimic despre George Constantin. Că el era, prin excelență, un actor de teatru. Nu singur. Și alții. Aveți studenți așa de care sunteți și e mândru? Totdeauna am avut. Eu sunt printre cei care spun că teatru și filmul românesc nu sunt în derivă, nu sunt în scădere. Noi românii avem o cantitate de talent teribilă. O masă critică care nu scade sub necesar. Ce n-avem acum? N-avem condiții de lansare a acestora. Ei se chircesc dacă n-au debușeu. Din păcate, școlile noastre, nu numai cea de teatru și de film, toate se aseamănă cu orfelinatele. Adică copiii sunt cu grijă crescuți, hrăniți, îmbrăcați până la 18 ani. La 18 ani, cu buletinul în mână, sunt scoși afară pe ușă. De acum descurcă-te. El n-are pe nimeni, e orfan. El nu știe. Și unii se pierd. Unii degenerează în alte acțiuni. În cazul orfelinatelor știm în ce degenerează. Pot să devină și infractori, pot să devină săraci, că omul trebuie să mănânce. Iar dintre artiști care sunt școliți pe banii statului și după aia sunt aruncați în stradă, unii degenerează în vânzători, buticari, după aia mai sus, ziariști, încerc să fac încerc ceva, prezentatori, TV, sau, dar s-au pierdut ca actori. Și noi care i-am păstorit știm că-s valori. Dădeau semne, dar el, lui trebuie un climat să crească, să se... Trebuie să... Actorul, artistul, trebuie să fie iubit. Să simtă că societatea, oamenii din jur, au nevoie de el. Atunci el înflorește. Păi și floarea asta, dacă îi spui în gând, urât-o, în trei zile ea se chircește. Sau dacă nu îi dai importanță. Deci totul e viu. Suntem ființe vii, și florile, și plantele, și animalele, și artiștii. Din cauza asta, la ora asta, putem spune că nu mai sunt acelea. A, nu mai sunt actorii de altă dată. Păi nici nu avem nevoie, că actorii nu sunt duplicate. Nu poți să... S-a născut un nou George Constantin. George Constantin, când s-a născut, nu a imitat pe nimeni, nu a apărut el. Și acum apare altul. Diversitatea e farmecul și frumusețea. În diversitate stă frumusețea. Dar dacă el apare și... E ca o plantă de aia mică. Noi
Eu am spus-o de multe ori. Noi, profesorii de la un ATC, pe lângă faptul că suntem și noi actori, noi nu suntem profesori. Eu spun studenților, băi, nu sunt profesorul tău, eu sunt grădinar. Îți ofer condiții ideale, cât pot eu de ideale, pentru dezvoltare. Eu mă uit cu mirare ce iese din el și dau ce are nevoie. Grădinarul dă apă, dă îngrășăminte, dă soare, nu știu. Îi oferă condiții și deodată crește de acolo ceva care te și crucește. Uite, bă, ce mare s-a făcut, este jar. Eu am crezut că e roșie sau că e vânătă. Și el a crescut stejar. Dar nu poți, ca grădinar, să te ambiționezi ca o vânătă să devină stejar. Trebuie să fii nebun. E, și la profesorat așa e. Te uiți cu mirare ce se... Ca și când femeia naște un copil. Ce știi tu ce o să iasă? Acum știi că e băiat sau fată, dar nu poți hotărâ. E băiat și nu numai. Nu știi caracteristice, nu știi că nu seamănă cu nimeni sau că seamănă cu bunicii sau cu ce știu eu și combină niște... Deci e un miracol al vieții. Așa și cu artiștii. Îi apare unul care te uiți și zici, Doamne... Păi eu am avut ciudățenii cu... Eu predau din 74, deci am experiențe destule. Mă uitam odată la Cassandra la un spectacol pe care l-am făcut cu studenții. Și ei evoluau acolo și mă uitam și, Doamne, eu n-aș putea face așa. Adică, parcă ca profesor, te completezi prin ei. Ei fac, ajung să facă ceea ce tu nu poți sau n-ai putut. Că avem limite. Nu pot să joc eu tot. Eu știu să-l asist, să-i spun, vezi că acolo, vezi că așa. Și îl vezi cum înflorește și face niște lucruri. Doamne, uite bă ce a ieșit din ăsta. Asta e bucuria. Mai cred că bucuria pedagogului este, adică calitatea numărul unu a pedagogului este bucuria să-și vadă elevii dezvoltând, depășindu-l. Păi noi trebuie să mergem înainte. Adică dacă eu aș fi sub nivelul tatălui meu și tatăl meu a fost sub nivelul tatălui, noi ducem în jos. Sunt peste nivelul tatălui meu. Asta nu exclude iubirea și respectul și tot, dar lumea merge înainte cumva. Așa și cu studenți. Ei, întâmplarea ce o facem noi astăzi are exercițiu, experimentul, că are din toate. De astăzi după masă, asta vrea. Cât de puțin să implementăm în public ideea că teatrul nu e imposibil de făcut și că omul are nevoie de teatru. Vreau să vă mai întreb de proiectul fiului, Secretul Fericirii. Dom'le, Vlad... Pe care l-am văzut. Vorbim de între cunoscători. Atunci ar trebui să vă iau eu un interviu, pentru că Vlad, dintotdeauna, noi am avut des conflicte. Conflicte dure, pornite de la el, nepotrivirea între generații. Lasă, lasă, ai să vezi tu, îmi zicea la un moment dat, ai să vezi tu, o să fiu mai bun decât tine. Și eu îi răspundeam, zic pe drept cuvânt, păi și ce crezi că asta mă deranjează? Asta o să mă doară? Eu mă bucur și când studenții mei sunt mai buni decât, da, fiul meu. Și iată că Vlad a ajuns să facă ceea ce eu n-am reușit, dar nici nu mi-am propus. Eu n-am vrut să fac regie de film. Regie de teatru am făcut și mai fac din cauza faptului că ajung cu studenții la final și trebuie să fac. Dar după aia am pus și la Chișinău, și la Sibiu, și la București, și la Botoșani, am pus în scenă. Făcând meseria asta de regizor ca un amator. Prin amator înțeleg iubitor. Adică amator, iubire. Am făcut-o când mi-a venit mie. Nu ca să mă întrețin, nu ca să câștig bani. Am făcut-o așa de plăcere. Și când mi s-a năzărit. Nu știu cum o să facă Vlad, dar Vlad a făcut un film pe care mi l-a trimis prin sculele astea electronice și când l-am văzut, m-a rugat așa. Să îți iei timpul cele două ore să-l vezi cap-coadă, nu cu întreruperi, cum faci la televizor, la calculator. Mai oprești, mai vezi mâine. Nu. Să te așezi și să-l vezi.
Am trecut prin toate stările posibile. După un sfert de oră am vrut să-l opresc, să-i dau telefon, să-i zic, ție, bă, rușine, mi-a arăs mie așa ceva. După care am răbdat, am răbdat, am răbdat. Am trăit fenomenul pe care l-am mai trăit odată citind Lolita lui Nabokov. Că citeam Lolita, zic, mai citesc două pagini și o arunc dracului. Ce-mi trebuie mie? După care, iar am, până la urmă, am hotărât, zic, o termin, ca să totuși, dacă ai început ceva termin, și o arunc, carte, la gunoi. Eram în Anglia, într-un turneu și citeam acolo. N-am aruncat, o am și acum. E o carte genială, dar te marchează rău de tot Lolita. E, așa s-a întâmplat cu filmul ăsta. Secretul fericirii. Eu și cu David am vrea să-ți propunem ceva. Așa. Să spunem, vrem mereu ceva nou. Cum? Tu cu Monica, eu cu David. Așa. Facem schimb de experiență. Tot timpul poți să mai încerci altceva. Îți place, Ana? Da. Orice bărbat ar vrea să o atragă iubitei prietenului. Exact. Și decât să ne prefacem, să ne chinuim, să mințim. Mai bine să o rezolvăm pe bune și în realitate. Tu nu ești normal. Una e să fim prieteni și alta e să facem schimb de neveste. Ce schimb? Ca prieteni, ca oameni. Probabil că ai înțeles. Luați-o și voi ca un joc. Cât de dubitoc ești. E o idee perfectă. Vlad are avantajul ca și de... și-a creat un dramaturg. Cumnatul lui, Alex Popa, e, nu știu, electronic, ceva de meserie de asta. Și spunea lui Vlad, eu mai scriu câteodată, da, că mă plictise, mai scriu așa. Și ăsta zice, bă, dar tu ce scrii? Zici, nu scriu, ce trăznăi de ale mele. Păi ia dă-mi. Și după aceea zice, n-ai vrea să scriu o piesă de teatru? Cu asta l-a declanșat. Copilul ăla, copil cu părul alb, este demențial ce idee are. Și e un mic năpârstoc așa. Nu știi ce are în cap, dumne, ce în capul tău, mă, băiete? A scris piese de teatru. Vlad joacă tot al lui, Alex. Ce scrie Alex? Alex are mai multe lucruri nepuse încă. Are o piesă brâncoveană de Te lasă cu gura căscată. Te lasă cu gura căscată. Nu s-a jucat. Mai are niște piese. Acum se pare că sper să reușim să facem un spectacol. Eu cu Vlad și cu Ștefana, scrisă de Alex. Genială piesă, genială piesă. Deci Alex Popa scrie cum... Cred că n-avem în România un om care să scrie ca el. Și deci are norocul... Și filmul ăsta e făcut de Alex, scenariu. Deci are un dramaturg. Cum pe vremuri, fac o comparație, exista Shakespeare și scria pentru trupa lui. Mereu, mereu. Așa e copilul ăsta. Și Vlad a creat o celulă de-astea de creație, are actorii lui pe care îi folosește des tot timpul, mai mult, mai puțin, depinde de posibilități, de scenariu. Și iată că a făcut film. Acum vrea să fac o nouă piesă la Notara, nu spun ce piesă, dar pot să spun că vroiam eu să o fac în alt teatru. Și zice, cum, facem un paralel? Aoleu, zic, bine, bine, hai, fă-o tu. Am renunțat. Sigur el are alte idei decât aveam eu cu referire la piesă. Sunt curios ce a găsit el. Nu spun piesa, nu spun nimic, că n-a ieșit și încă nu. I-am spus, dacă nu-mi place ce faci, mă duc eu și o pun. Dar nu cred că se va întâmpla așa. Nu, are idei și el. E minunat. M-a chinuit toată copilăria, tinerețea, copilăria nu, dar toată, bă, și copilăria m-a chinuit. La 12 ani a trecut lacul de la Neptun, în localitatea Neptun, la mare. E un lac imens. Și că m-a trezit cu copilul meu de 12 ani în mijlocul lacului și mi-a zis cineva, du-te repede și scop. Cum spun, domnule, mi-e frică să înot până acolo, domnule. Eu nu pot. Și a trecut dincolo de lac. S-a apucat de unul singur să treacă. Multe prostii de-astea, prostii, mi-a făcut. O temeritate din asta ieșită din comun, o independență. La un moment dat era furios, un furios. Revoltat pe tot, nu-i plăcea nimic. Odată i-a zis, mă, ce o să iasă, mă, din tine, mă, băiete? Și el s-a uitat, zice, o să iasă și din mine ceva. Astea sunt amintiri care acum capătă valoare, dar atunci mă enervau. Mi-a rămas, a făcut liceul de 13 ani și a trecut la Seral. Nu că a rămas repetent, dar practic tot aia e. A făcut 13 ani. Am înțeles. Un rebel.
El a fost și este un rebel, da. Acum s-a mai calmat, are și el copii. E un tată minunat. Nu cum am fost eu, că n-am fost un tată bun. Erau și alte condiții. Nu mă scuz, dar așa e. N-aveai din ce trăi, n-aveai. Dacă plecai în concediu, te întorceai fără 5 bani la tine. Nu puteai nici să mai cumperi pâine până venea salariul. Știți că nu sunteți de ieri. Și era mult mai greu. El își crește copii altfel. Acum își permite să plece în Occident, să facă o vacanță de 3 săptămâni. Zice, doamne, mă duc. El muncește enorm. Vorbesc cu el la trei. Unde ești, Vlad? La Bacău. Oh, am spectacol. Și mâine când vii? Nu viu, mă duc la Timișoara. Unde? Păi am la spectacol la Timișoara, după aia la Cluj, după aia la Târgu Mureș, după aia la Iași. Unde dracu mă le luați așa? Păi unde găsim și noi săli? Și cu ce? Cu mașini, cu unul aleargă. Doamne ferește. Noroc că are o soție care e bază pentru copii și... Bine, vă mai întreb un singur lucru, ca să nu vă... Nu, că mie îmi place, eu sunt locvace. Eu pot vorbi mult așa și îmi face și plăcere că... Și e și locul tot. Locul nu mai spun. Vreau să vă întreb cum mi s-a părut publicul de aici. Mi s-a părut un public normal, public iubitor, dar la 10-a ediție, vreau să zic că, și sala la filmul lui Iura Luncașu era aproape plină. Atunci am să fiu mulțumit când sălile vor fi pline tot timpul. Pentru că nu știu bine, e o zonă unde omul preferă să umble în natură, vine la Sinaia să intre într-o sală, seara poate, da? Nu, festivalele astea, și eu am un fel de... o tabără de teatru, la Cărimănești, stațiunea mea, localitatea mea natală, stațiunea balneoclimaterică, și vin oameni. Și acolo au nevoie de activități culturale. Noi facem teatru, chiar am terminat acum tabăra de o săptămână. Facem teatru prin parcuri, prin chioșcuri, prin... Aduc copii de la facultatea de teatru care își exersează anumite lucruri acolo. Și vreau să o dezvolt. Tabăra asta, să încercăm. Și cu cine m-a iubit, vreau filmele premiate acolo să le prezentăm și la Cărimănești. Că spectatori din toată lumea vin în stațiune și din Ungaria și din Germania și din Belgia și din Canada am văzut oameni care vin. Din Israel, plus din toată România. Și acolo e un loc unde se adună oameni pe care nu i-ai în București. În București vin bucureșteni, cu excepții câte unul din afară. Pe când în stațiuni vin oameni mulți și oricum au nevoie, avem nevoie de activități culturale. Deci publicul din Sinaia mi se pare ca orice public dornic și interesat. Mulți tineri, e foarte frumos, e frumos. Activitățile culturale sunt minunate, mai ales dacă sunt reușite. Festivalul trebuie să fie peren, că dacă îl faci o dată, de două ori și gata, năuciști publicul, nu știe. Știți că, revin la, îl trag jarul pe spuza mea, sunt oameni la București, am aflat, care se duc la unde își cumpără bilete pentru stațiune și ce vreau la Călimănești. Da, nu, domnule. Nu, vreau să aflați când e tabăra de teatru, că atunci aveau bilet. Și acolo am 10 ani. Am împlinit 10 ani de activitate. Și prin perenitatea asta, oamenii capătă reflexe. Și știu și cer asta și vor să vină. Și îi vedem pe ce am fost și anul trecut, am fost și acum 2 ani. E foarte plăcut. Aseară am văzut filmul Kobilianski foarte mult. Pe bani. Da, Marjova, ne gobrevi. Am înțeles cum știi gruzini care vin mâni la Leova să mai duc un vagon potcoave. Mai exact 50.000 de bucăți. 50.000 de lei. Și primul vorbi cu un arcaș de la bărți care zice că îmi dă pierdui 250.000 de lei. Vedeți, am și afaceri. 200! Dă-te mai jos! Păi și cu dânsu? E pe Mongolia. Ia-l pași filea pe luna asta. 200! Auzi, băi, aici nu e Europa aia care crește. Aici tot e Europa, dar de est. Am revăzut pe vechiul meu prieten, Ion Zabdaru. Un actor și regizor și om de teatru minunat. Așteptăm premiera cu Heidi, nu? Da, să vedem. Acolo visul este Vioara întâi. Am și eu un rolișor acolo. Mie îmi place Cătălin Mitulescu. Îmi place foarte mult.
și toți ăștia de acum. Ceea ce mă bucură și pe mine, că la 70 de ani, aproape, mai am jumătate de an, nu sunt ocolit de... Uite, acum, în septembrie, o să filmez într-un scurt metraj o fetiță care mi-a fost studentă la actorie, care a băgat un scenariu la dumneavoastră și a luat premiu, a fost premiat scenariu și intră în producție și m-a luat să joc. Și mă rog, acum 2-3 ani mi-era studentă și la actorie și eu îi dădeam note. Acum, dar mă bucură faptul că nu sunt ocolit de tineri. Un scurtmetraj foarte riscant. Nu pot să povestesc acțiunea, dar am stat mult și m-am gândit dacă să joc sau să nu joc. E foarte riscant așa pentru actori. Pentru... Nu vreau la bătrânețe să zică lumea că am înnebunit. Ce face ăsta, mă? A luat o raznă. Da, până la urmă, ești actor, asta e. Eu am mulți. Ion Marinescu avea o teorie extraordinară. Ce dragă, eu sunt profesionist, joc orice. Mă chem, eu fac rolul. Nu mă interesează, știu și pictori care spun așa. Un pictor care l-a pictat pe Ceaușescu și a zis, am fost plătit. Păi da, domnule, dar pe Ceaușescu, dar nu cum contează, eu sunt pictor. Omul ăsta m-a chemat, l-am pictat, la revedere. Așa zicea și Sabin Bălașa. Dar alții sunt împotrivă, că după sloganul lui Cehov, artistul e și cetățean. Adică au fost mari artiști care au lucrat pentru Hitler. Și erau artiști. Alții au plecat din Germania în perioada lui Hitler, că n-au vrut să colaboreze. Acum nu știu cum e mai bine. Eu sunt de partea celor care nu trebuie să colaboreze cu oricine. Eu cred că nu. Trebuie să fii și cetățean. În cazul fetei ăsta e altceva, că e o problemă erotică aici. Și să vedem ce-o ieși la 70 de ani.